Salutare hudinașilor și bine v-am găsit la un nou episod cu Pet Simulator. Suntem aici cu o grămadă de hudinași, ia să citim câteva nume, numai puțin Tel. Deci avem Nec39, Bia24, Ștef Cris, ia să vedem cine e Andrei, Kitty3 și probabil mai sunt și ceilalți, dar nu știu cu siguranță dacă sunt hudinași. Oricum vă mulțumesc tuturor celor care intrați să vă jucați împreună cu mine și dacă vreți să vă jucați împreună cu mine și nu știți cum, trebuie doar să dați follow pe Instagram, aveți acolo primul link din descriere, rupeți acolo butonul de follow sau dacă nu l-aveți acolo sus în stânga, hudini.insta, mă căutați și apăsați follow pentru că acolo o să postez la story de fiecare dată când o să mă joc împreună cu voi și vrem de data aceasta să mergem până pe lună. Ia să vedem ce vrea să-mi dea Kitty3. Aoleo, ia să vedem. Kitty, ce vrei să-mi dăruiești? Oi, ai și tu ceva babani pe aici, dar mersi, am unii mai măricei, așa că nu vreau să-ți iau pe ai tăi. Și hai să mergem, vă salut pe toți. Hai să scriem și noi aici un salut pe chat, salut! Așa ca să știe hudinașii că îi salutăm. Oricum v-am zis și numele pe episod. Așa că hai să mergem, vreți să mergem iarăși pe lună? Deci vreau să ajung din nou pe lună ca să deblochez următoarea zonă și să vedem ce mai facem, ce se mai întâmplă pe acolo, ce mai avem noi de deblocat, ce bănuți mai trebuie să mai strângem. Acolo sunt și ceva din astea, cum se numesc, niște chesturi așa, niște cufere din astea. Să vedem ce mai putem să mai facem acolo pentru că vreau să termin toate zonele astea, să le deblochez. După care o să vă donez toate animăluțele vouă. Facem așa un mega giveaway unde le donăm așa, poate facem un live și o să facem un live doar cu asta unde doar donăm animăluțele și eventual ne mai jucăm puțin așa cu hudinașii. După care o să vă donez toate animăluțele pentru că nu are rost să le mai țin eu dacă am făcut tot jocul cum ar veni. Înțelegeți voi? Salutare, vă salut pe toți. Aici nu merge să te lași jos, așa că nu putem să ne facem schema noastră, salutul nostru secret, dar o să țopăim așa și cu siguranță hudinașii știu că îi salutăm. Nice Rino. Bă, da, departe mă racheta aia, mă, până ajungem la rachetă. Oi. Deci ajungem la rachetă, după care mergem pe lună, după care mai avem nevoie de 3.300.000, să zicem, de puncte. Ca să putem să deblocăm următoarea zonă. O să putem să o deblocăm mai repede acum pentru că am niște peturi mai mari. Le-am primit pe episodul trecut și na, am farmat atunci și niște din astea niște puncte de Halloween ca să putem să mai deschidem. Am deschis și niște puncte, niște din astea niște ouă de Halloween. Deci a fost super șmecheros. Ia să vedem. Ia uite, nu degeaba mă numesc CJ. Am înțeles, deși Train Boss este hudinaș adevărat. Suntem aici toți hudinașii, ia să vedem. Stai mă frate că mi s-a blocat ăsta. Nu știu cum e, uite așa, stai să vedem, bun. Să scriem. Filmez, salutați toți YouTube-ul. Hai să scriem așa. Sau nu scriem, salutați. Hai să scriem, salutați toți pe Hudi. Stai mă frate că scriem greșit, hudinașii de pe stai mă frate că nu-mi iese așa YouTube, bun, ok. Salutați toți pe hudinașii de pe YouTube, bun, hai că am scris corect. Am crezut că am scris prost. Nice Rino, ok. Și hai să vedem, salută cineva sau au adormit toți? Bă, cred că au adormit sau nu văd încă chat-ul. Ia să vedem, uite, cine e român? Am înțeles. Scriem așa noi aici toți. Toți. Ia uite acolo, Kitty3, hei hudinași. Deci Kitty au văzut, au văzut mesajul. Ceilalți încă n-au văzut, dar probabil că o să vadă pe parcurs. Poate că nu au chat-ul gen pornit, pentru că poți să-l ascunzi așa și dacă l-ai ascuns nu vezi. Dar probabil că o să vadă și ei. Asta dacă nu mai scrie lumea și se duce mesajul meu la mama naibii sus acolo. Măcar au văzut Kitty3. Udinașilor, n-ați văzut fraților că am scris acolo pe chat. Nu v-ați uitat pe chat. Ia uite, acum și Train Boss, salută și el, salut! Să vedem cine mai dorește, cine mai poftește. Hai să luăm și noi asta. Mamă, o să dureze ceva până le iau pe ăsta. Măcar am 4 peturi puse pe el. Îți curios câte puncte primesc. Ia uite acolo și BD. Ia uite că salută și el acum, salut! Sau salută pe Train Boss. În fine, cine știe. Cine știe, fratilii meu.
Îți curios câte puncte primesc pentru chestul ăsta. A, stai că merge, am învățat de la Nocif că merge să dai și tu așa să-l facă mai repede. Dacă dai și tu îl face mai repede. Asta nu știam, frate. Deci decât să stăm degeaba, mai bine dăm și noi așa. Uite, parcă se mișcă mult mai repede așa. Țac, 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 țac. Nice, ca să nu stai așa degeaba. Poate că e introdusă de curând, nu știu. Dăm așa, țac, 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 țac. Sunt curios câte puncte primesc, frate. Hai să vedem câte primim. Opa, nu, 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 lasă pe ăsta, mă. Am dat pe lângă și nu știu ce s-a întâmplat. Ok, ok. Am ratat acolo, am dat puțin așa mai lent. Nu mă împingeți, nu mă împingeți. Deci suntem toți aici cu bă, mi se limbă prin bangură deja. Suntem aici toți cu Hudina și ia să vedem. Uite câți oameni sunt aici. Uite AFK, uite-te la mine. Te joci de pe Tel. Toți de pe joc sunt buni, am înțeles. Și cât am făcut, ia să vedem, 5 milioane. Oh, mai avem ceva, mai avem nevoie de încă un chest, cel puțin. Hai mă, duceți-vă mă și voi, peturilor. Ok. Hai să ne întoarcem așa. Am înțeles, ori împrietenit aici Hudina și n-au treabă, frate. Vă salut pe toți, toți, toți. Ia uite acolo, toți românii la Candy Zone. Aoleo, s-au strâns toți românii. Ia uite, bă, de vrea să-și facă prieteni. Asta e bine, măcar ai mai adus niște prieteni. Salut, hai să sărim și noi, salut. Vă salut pe toți hudinașilor. Vreau să fac și eu aici 7 milioane ca să pot să deblochez următoarea zonă. De asta nu prea stau să scriu un chat. Ia să vedem, mai avem nevoie de încă 2 milioane, cu siguranță o să facem de la chestul ăsta. Îl luăm așa repede, repejor. Țac, 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 țac. Ok, încă puțin. Bă, ce mă enervează că ratez. Mi scoate pe toți, frate. Bun, așa, opa. Am întrebat și dacă dai pe lângă, ți scoate pe toți. Ceea ce e destul de nasol, trebuia să pună să dai de pe click-ul ăsta la... Sincer să fiu. Hai să vedem, măcar să fac 2 milioane. Să trec mai departe. Să putem și noi să deblocăm în sfârșit zona aia nouă. Ok, avem 7 milioane. Ia uite aici, suntem o grămadă de hudinași. Hai să facem aici o poză. Haideți să vedem. Ia să scriem așa. Haideți toți unde-i H-ul, mă, frate? Hudinașii la poză. Hai să facem o poză aici, frate. Haideți toți aici la poză. Hai să facem aici o poză toți. Haideți, hai să scriem. Haideți toți unul lângă, stai să vedem, unul lângă celălalt. Celălalt, așa. Bun, ok, hai că știu ce o să scriu. Ok, deci suntem aici cu Hudina și facem și noi o poză. Hai să scriem acum, scriem așa. Poză! Ăla-i ticule. Avem aici mare poză cu Hudina și o să apărăm așa toți pe thumbnail. N-ai sărină, ia uite ce faină e poza. Hai să scriem așa, vă mulțumesc. Vă mulțumesc că o să fie poza... Poza pusă la thumbnail. Opa, N-A-I, unde-i I-ul? Ok. Dacă am scris greșit, T-H-O-M-B-N, stai, T-H-O-M, am înțeles, am mai pus-o, nu. Păi ok, nu-i problemă de război, la thumbnail. Hai că am scris și eu bine, dacă e. Hai să cumpărăm următoarea zonă. Deci să cumpărăm următoarea zonă, să mergem și noi. Cum mă cheamă pe mine? Oh, mă întreabă cum mă cheamă Hudini. Hudini. Am înțeles. Nu pot să scriu. Cum naiba să scriu, frate? Ca în numele meu, dar fără AFK. Puncte, puncte. Îmi cenzurează dacă scriu. Ok. Așa, sper că vede omul nostru. Poate mă caută și el și rupe și el acolo butonul de like și de subscribe. Ok. Dăm și noi așa. Yes, bun. Și am cumpărat următoarea zonă. Ia uite, ok, să mă abonez. Mersi, fratilii meu. Scriu așa, mersi, fratilii meu.
Mersi, fratele meu. Ok. Oh, și ia uite aici, coming very soon. Ok. Deci cam asta să înțeleg eu că ar fi aproape ultima zonă. Deci mai trebuie să mai luăm de aici niște bănuți. Și mai putem să deblocăm zona asta de aici, dar avem nevoie de 55 de miliarde, frate. Și nu știu ce ne putem cumpăra de aici. Probabil că ne putem cumpăra peturi. Hai să ne uităm așa numai așa puțin să tragem cu ochiul. Aici e un dita mai chestul. Deci aici este un dita mai chestul. Ăsta este ultimul chest, frate. Deci va trebui să ne chinuim să luăm și chestul ăsta ultimul, dar avem nevoie de 55 de miliarde, nu? Toba, nu, de 55 de milioane, frate. Da, mă, doar de 55 de milioane. Oh, păi trebuie să facem super repede. Deci super, super repede o să le facem. Hai să vedem, doar că o să le facem pe un următorul episod cum ar veni. Hai să oprim episodul aici, hai să vedem doar prima dată să vedem cam câte puncte primim. Hai să-i punem și poștii aici. Să vedem câte puncte primim dacă luăm un din ăsta, după care o să încheiem episodul și o să continuăm pe următorul episod. Sunt curios câte puncte primesc aici. Ia să vedem, dăm și noi așa repedeanul, țac, 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 țac. Și am 252.000, oh, aproape că am făcut un milion, frate, deci primesc destul de multe. Hai să luăm și pe ăsta dacă tot l-am început, să punem și noi peturile astea așa frumușe, să le avem pe toate aici, hopa, am ratat iar am dat pe lângă. Așa, nice, bun. Nu știu cum n-ai reușit să dau pe lângă, pentru că cercul ăsta e destul de mare, dar totuși este posibil. Ok, nice. Și avem deja 1.500.000, deci nu o să fie foarte greu să facem 55 de milioane. Dar o să facem pe următorul episod ca să vedem exact despre ce este vorba și o să luăm și ultimul chest. Cam asta a fost episodul, fraților. Dacă v-a plăcut, să nu uitați să rupeți butonul de like și de subscribe. Să nu uitați să mergeți și pe Instagram-ul meu, pentru că acolo postez atunci când mă joc împreună cu voi la story. Și rupeți acolo butonul de follow, îl aveți primul link din descriere sau acolo sus în stânga, houdini.insta. Vă pupă fratele Houdini și ne auzim pe următorul episod. Pa, pa!